România nu a primit încă derogare din partea Uniunii Europene pentru tradiționalele sacrificări de Paște. Cu toate astea, direcțiile sanitar-veterinare se pregătesc din timp pentru perioada pascală. Autoritățile locale nu au depus încă cererile pentru amenajarea spațiilor de abatorizare, dar DSVSA are asigurat efectivul de lucru. Nu am primit derogare, dar sperăm să o obținem. Până în acest moment nu avem nicio solicitare pentru autorizarea temporară a celor puncte de sacrificare a mieilor cu ocazia sărbătorilor Pascal dar așa informațiile și cel puțin din colaborarea cu ADP, sperăm că vom reuși să să amenajăm acel punct de sacrificare. Instituția noastră este pregătită, avem specialiști, avem echipe, deja noi suntem am început să ne luăm primele măsuri de, de, aprovizionare și tot ce înseamnă pentru a asigura serviciile. Autoritățile se așteaptă și în acest an la peste 700 de sacrificări în spațiile special amenajate. Undeva între 700 de miei. Per județ, tot așa oficial, tot ce a fost controlat sanitar-veterinar, în jur de 2000, 1700-2000 în funcție de piață. Chiar dacă în acest an sărbătorile pascale sunt mai devreme, crescătorii se așteaptă ca miei să ia în greutate și să poată fi vânduți la aceleași prețuri ca și anul trecut.